Pasajul CFR din Ițcani a fost închis în urmă cu 3 săptămâni. La vremea respectivă, încă de la primele ore ale dimineții, autoritățile locale și conducerea firmei au evaluat situația la fața locului și au revăzut graficul etapelor de execuție. În acest moment, primarul Ion Lungu susține că lucrările au decurs mulțumitor. Edilul șef al municipiului Reședință de Județ a declarat că se lucrează binișor, dar a atras atenția că întotdeauna este loc și de mai bine. Zic eu că se fac lucrări de calitate. Pe jumătate din pasarelă deja s-a turnat stratul de beton, s-au pus bordurile înalte, se trece la izolare cu bitum pentru pregătirea stratului de asfalt. Constructorul s-a angajat că în această săptămână va turna și cealaltă jumătate rămasă din pasarelă cu beton. Un lucru foarte important, pentru că sunt betoane speciale și depind foarte mult de temperatura de afară. Ei se angajează să toarne primul strat de asfalt și deja lucrurile ar fi destul de evoluate. Pe de altă parte, primarul Lungu precizează că există o serie de lucrări extrem de sensibile, precum fundațiile necesare pentru montarea stâlpilor pentru iluminat public sau a parapeților laterali. Mai e vorba și de rosturile pentru dilatare, care sunt în număr dublu față de cele montate pe podul de peste râul Suceava, amplasat tot în zona cartierului Ițcani. Discutăm în primul rând de fundațiile la stâlpi pentru alimentarea cu energie electrică, stâlpi de iluminat, trebuie să și fundați speciale, la fel la montarea parapeților de protecție și a promis că începând în această săptămână încep a fi înlocuiți parapeții vechi cu parapeți noi. Sigur, este încă mult de lucru, rosturile care sunt la fel de importante și sunt, cred că, de 4 ori mai multe rosturi decât pe rosturi de dilatare decât pe pod, lucrări foarte sensibile și sper ca cei de la firma constructoare să-și facă datoria așa cum trebuie, să facă lucrări de calitate. Asta este lucrul cel mai important. Și mai sunt și lucrări mai mici de finalizat în Burdujeni, discutăm de strada Cuzavodă, de strada Plevnei. Rămâne lucrarea cea mai importantă, dacă discutăm aici, de pasajul pe scala ferată. Monitorizăm cu atenție aceste lucrări, urgentăm, dar în același timp, cu condiția să fac lucrări de calitate, constructorul să ne încadrăm în grafic. Așa cum merg lucrările azi, cred că sunt premise ca până la sfârșitul lunii octombrie lucrările în mare parte să fie gata și mă refer la lucrările cele sensibile care depind de condiții climaterice. Reparațiile capitale la părțile de infrastructură și suprastructură de la podul rutier de peste râul Suceava și pasajul CFR, ambele din cartierul Ițcani, sunt cuprinse în proiectul cu finanțare europeană de circa 8 milioane euro. Prin implementarea acestuia, în Suceava sunt reabilitate și 10 artere de circulație, cea mai importantă fiind Bulevardul Georgenescu. Deși s-ar fi dorit ca lucrările să se termine în vara acestui an, drumul național 2 nu va fi disponibil pe ruta clasică înainte de 31 octombrie 2015.